Mâine întâlnim o echipă foarte, foarte motivată. De la început ei și-au exprimat dorința pentru a câștiga campionatul. Pentru noi este un meci extrem de important. Venim după un meci egal din prima etapă la Botoșani. Chiar dacă am controlat jocul din primul până ultimul minut, n-am reușit să înscriem. Din punctul meu de vedere, la ora jocului, jucătorii o să fie bine și fizic, și tactic, și tehnic. Venind după o victorie din Conference League, mă bucur pentru jucătorii că într-o primă competiție am reușit să câștigăm, chiar dacă toată lumea ne-a criticat când am câștigat, anumite persoane. Mai ales mă bucur pentru fanii care au venit la stadion, mai ales pentru Peluza Nord, care ne-au susținut. N-au mai fost de mult la stadion, de asta și bucuria jucătorilor de după meci, care era normală. Pentru că fanii își doreau să vină foarte mult să vadă echipa, să cânte împreună cu ei. Craiova vine după un rezultat, un eșec, în Conference League. O să vină cu un nou antrenor și și-au vândut unul dintre cei mai buni jucători pe Cicăldău. Dar în lotul celor de la Craiova sunt jucători care sunt de valoare, cum e un Nistor, cum e Ivan, chiar dacă Cicăldău e o pierdere. Noi trebuie să fim, din toate punctele de vedere, la ora jocului, apți. Luați microfonele și porniți ca să se audă și întrebările. Cum va fi acum să întâlniți pe Craiova după ce nu mai are antrenor? Va fi acel impact care se așteaptă de obicei la o echipă care își demite antrenorul? Păi nu, antrenorul să aibă. Să fie alt antrenor. Să fie același antrenor. Să fie alt antrenor. Da. Vă dați seama, cu dus întors asta. Deci, jucătorii se mobilizează, mai ales când e schimbarea de antrenor, vor să demonstreze la noul antrenor că merită să joace. O să fie greu pentru ei, mai ales deoarece o să se schimbe, cred, anumite lucruri la echipa, la cei de la Craiova. V-ar plăcea să fiți rival cu Regencamp sau Dan Petrescu, că ei sunt pe lista posibilor antrenori la Craiova? Nu, mâine joacă Steaua cu Craiova, deci nu suntem rivali ca antrenori. Rivalitatea între cluburi. Dar, cum v-am mai zis, și Reghe, și Mister, Dan Petrescu, sunt antrenori valoroși și normal. Ar deveni Craiova principala favorită la titlu, cu unul dintre cei doi pe bancă? Nu. Sunt mai multe echipe care se bat la titlu. Suntem noi, CFR-ul, Craiova, Sepsi, toate suntem pentru a ne bate la titlu. Vă gândiți să menajați pe unii jucători mâine, având în vedere că joi urmează un meci greu în Conference League? Nu, noi suntem bine, din punct de vedere fizic suntem bine și un meci foarte important cu Craiova, foarte, foarte important. Știm rivalitatea dintre noi și Craiova și ne dorim să câștigăm, că am mai zis, am venit după un rezultat de egalitate de la Botoșani. Este cumva îmbucurător faptul, pentru dumneavoastră, bineînțeles, faptul că cei de la Craiova nu au câștigat prima manșă, ba chiar au pierdut și nu se pot gândi că merg relaxați la retur, ba chiar trebuie să întoarcă acel rezultat. Vă gândiți că s-ar putea concentra mai mult pe acel meci? Nu, ei se concentrează la primul meci, la cel cu noi. Da? Și schimbarea de antrenori vor să demonstreze acum. Fiecare jucător care intră în teren o să dea viața. La fel și noi o să fim determinați. Din primul minut până în ultimul minut. Și ne dorim foarte mult să câștigăm. Florinel Coman este apt să joace 90 de minute? Florinel Coman e în programul echipei, el a jucat acum 20 de minute, ușor, vedem la mâine la ora jocului cum este. Aveți din ce în ce mai multe soluții în atac, acum și Dumitru, vă e greu să vă decideți pe cine să trimiteți în primul 11? Da, pentru jucători valoroși, asta e un lucru foarte îmbucurător pentru mine ca antrenor, că am jucători de valoare și oricine din lot poate să intre în primii 11.
Spuneați de Cicâldău că a plecat de la Craiova la Galatasaray, dar se vorbește și despre Moruțan, că ar fi dorit acolo. Cum ar fi să-l pierdeți și cum ar fi pentru el să se transfere la o echipă precum Galatasaray? Moruțan e un jucător valoros, un jucător care face diferența. Pentru el m-aș bucura foarte mult ca jucător, dar ca antrenor pentru mine ar fi o pierdere. Dar normal, atâta timp cât jucătorii de valoare sunt căutați, e foarte bine. Totuși, înainte de a pleca, ar trebui să se concentreze mai mult la joc. Spunea domnul Becali că poate și aceste oferte, s-a vorbit de Inter Milano, poate i-au făcut rău lui Moruțan și nu mai dă randamentul optim. Am fost început de campionat, a fost meciul la Botoșan, a fost meciul cel cu Caragandi, dar e un jucător important și Moruțan încet o să facă diferența. Meciul cu cei de la Shakhtar Caragandi a fost mutat la Erevan. Cum va fi să jucați pe teren neutru? Nu avem amintiri plăcute acolo, cel puțin cu echipa națională a României. Pentru noi este un avantaj. Un avantaj că nu jucăm Caragandi. Un avantaj că teren neutru. Avem o prima opțiune. Vama și Calo suntem peste cei de la Caragandi și important este să ne calificăm mai departe. Credeți că se vor califica toate echipele românești? Mi-aș dori toate echipele să se califice, pentru că fotbalul românesc are nevoie de puncte și e bine pentru noi. Mâine meciul va fi oficiat de către Ișvan Kovac la centru. Știm că domnul Becali nu prea dorește să fie arbitrat de obicei de domnul Kovac. Cum va fi de data aceasta? Cred că anul acesta să se schimbe domnul Kovac. Să nu mai greșească împotriva noastră, să greșească împotriva adversarilor. S-a vorbit de venirea lui Paulo Vinicius, ar fi utilă această mutare? Am mai zis, orice jucător de valoare este bine venit la noi. Domnul Becali decide pe cine transferă.